Planul Național de Redresare și Reziliență, aprobat recent de Consiliul Uniunii Europene, cuprinde un pachet de proiecte de investiții publice și reforme structurat pe 6 piloni de bază, iar prin fondurile obținute de peste 29 de miliarde de euro, România se angajează să facă în 5 ani, adică până în anul 2026, ce nu a reușit să facă în ultimii 31 de ani pentru modernizarea economiei și administrației publice. Unul dintre pilonii principali este tranziția spre o economie verde, investițiile în acest domeniu fiind extrem de importante, subliniază europarlamentarul hunedorean Siegfried Mureșan. În primul rând, combaterea schimbărilor de climă, reducerea poluării, îmbunătățirea eficienței energetice. Acest domeniu este foarte important, fiindcă vedem chiar în această iarnă creșterea prețurilor la energie ne afectează. Cu cât avem mai multe surse regenerabile de energie, cu atât suntem mai puțin dependenți de creșterea prețului, de livrările limitate de gaz, de exemplu, dinspre Gazprom și Federația Rusă, de eventuale manipulări ale prețului care au avut loc și care vor fi investigate de la nivel european în perioada următoare, manipulări ale prețului pe piața europeană. Deci investiția în surse curate de energie, a ne spori eficiența energetică, a ne anvelopa blocurile, a investi în instalații solare, înseamnă că vom consuma mai puțin și atunci și factura va fi mai mică. Este un ajutor pentru oameni și pentru întreprinderi. Sume importante au fost alocate și pentru transformarea digitală, pentru creșterea economică inteligentă, sustenabilă și inclusivă, coeziunea socială și teritorială, sănătate și reziliență instituțională, copii, tineri, educație și competențe. În următoarele săptămâni, România va primi un avans de 13%, bani necesari demarării proiectelor și reformelor la care s-a angajat. Ca să nu piardă miliardele de euro obținute în baza PNRR, România are nevoie de coerență, profesionalism și rapiditate în realizarea reformelor și investițiilor, dar și de o guvernare stabilă, mai spune europarlamentarul hunedorean. Trebuie să ne apucăm de treabă, trebuie să începem să facem investițiile și reformele. După care, din 6-6 luni, de 2 ori pe an, așa prevede legislația europeană, trebuie să mergem la Comisia Europeană să spunem care sunt investițiile pe care le-am început și care sunt reformele pe care le-am implementat. Dacă nu am făcut nicio lucrare și mai ales dacă nu implementăm nicio reformă, nu vom primi bani de la Comisia Europeană. Și vă spun foarte clar, fără un guvern sprijinit de o majoritate parlamentară care să fie clară și mai ales care să își dorească reforme, riscăm să pierdem bani în anii următori, riscăm să avem întârzieri, amânări de plăți și acesta este un lucru periculos deoarece tot acest mecanism european de redresare și reziliență a fost creat, el este în vigoare, dar orice lucrare finanțată trebuie începută până la 31 decembrie 2023 și trebuie încheiată până la 31 decembrie 2026. După aceea, legea pe baza căreia a fost creat acest mecanism încetează să mai fie valabilă. Deci după aceea, nici dacă ar vrea Comisia Europeană, nu ne mai poate deconta lucrări, fiindcă legea expiră. Deci de aceea e foarte important să nu pierdem timpul, să avem un guvern care să îndeplinească condițiile pentru a absorbi acești bani cât de repede. Dacă condițiile nu sunt îndeplinite, dacă reformele nu se fac, nu vom primi bani, e foarte simplu. Declarații complete făcute de deputatul european Siegfried Mureșan pe acest subiect puteți afla urmărind la 1 TV emisiunea La Subiect de astăzi, începând cu ora 16 și 30 de minute. Noi am plătit 20